găsit, iubitor de artă și literatură! Sunt în Ciuchiță, realizatorul emisiunii Citadela Scriitorilor, un locuitor al Universului. Începem emisiunea cu pastila filozofică. Este cu siguranță nevoie de un văzător pentru masele largi interveni regele negru. Și la fel este de sigur că doar un cugetător poate fi acela. Realitatea este că sunt mulți care cred orbește în tot ce li se spune, fără a cugeta ei înșiși, dacă li se spune adevărul sau doar sunt manipulați, mințiți, pur și simplu, fără vrojenă. Toți sunt egali? Da, în fața legii și a șanselor. Mă rog, chestia cu șansa e doar la nivel teoretic. Nu putem vorbi de inechitate ca un abuz atunci când vorbim despre capacitățile intelectuale. Tot așa cum nu putem afirma că toți suntem la fel de frumoși, noțiunea de echitate nu există nici măcar în rai. Și acolo vor fi unii mai importanți decât alții, în funcție de cantitatea de bine pe care au făcut-o pe pământ. Ce pretenție poți oare să mai ai pe pământ? Regele Indigo, având un păs pe care voia neapărat să-l împărtășească și celorlalți, cuvântă. Cea mai serioasă problemă vine din partea celor care trec drept înțelepți. Atât de înțelepți că și ghilimelele ar roșii de le-ar fi pus alături, care nu sunt în fapt preocupați decât de a-și înălța lor înșiși statuie și, bineînțeles, în avuțire exacerbată. Acești ineți ce zic înțelepți, grăii rege, regele roșu, nu sunt ce ar trebui să fie săpători în suflet și constructori de temnițe pentru vicii, ci doar gropari ai adevărului. Fraților, suntem în al 12-lea ceas. Doar câteva minute, poate secunde, ne despart de final. Mai avem foarte puțin timp să reparăm ce s-a stricat și doar unora li se pare că mai funcționează. Vorbim desigur despre forța cuvintelor și este cât se poate declar că niciunul dintre noi nu s-a bătut de la temă, dar la ce este folositor cuvântul, oricât ar fi el de mestru și dacă nu este serv al adevărului? Noi înșine, oare chiar am făcut tot ce se poate a, putea face? De fapt, de acum nu, nu sunt prea multe de făcut. Spiritul lumii s-a îmbolnăvit de o boală incurabilă, iar tratamentul propus de noi doar îi prelungește agonia. Cu toții suntem vinovați de starea maladivă în care a ajuns lumea, iar spiritul ei e pe patul de moarte. Prea multe orgolii individuale care au format un mega orgoliu peste măsura suportabilității și a toleranței. Suntem cu toții luptători, dar nu ne luptăm cu noi înșine, doar ne războim între noi, fără simțul cunoașterii și al percepției reale de perfecționare individuală. Ne lipsește adevărata libertate a conștiinței. Degeaba căutăm căi de iluminare dacă nu recunoaștem poteca spre adevăr. Nu există mai mult adevărul și nimeni nu are nimic altceva decât iluzia adevărului lui. Fiecare deținem doar o fărâmă din el și cu ea încercăm să mergem mai departe. Vă las pe fiecare să reflectați asupra adevărului spuselor mele. Doctorul de suflete, care poate cu adevărat să trateze boala, este doar marele stăpân al Universului. Noi putem doar să aplicăm tratamentul lui și trebuie să fim mai serioși și mai riguroși în aplicarea lui. Să nu iubim jumătățile de adevăr și să nu ne mai mințim că ne este bine. Dragi și iubitori de filozofie, Astăzi am uh, invitat o scriitoare, Camelia Cavadia, care este și licențiată în jurnalism și filozofie. Nu degeaba am citit uh, un pasaj filozofic. Bine ai venit, Camelia, alături de noi. Mulțumesc frumos pentru invitație, bine v-am găsit. Um, să începem cu pasiunea noastră pentru filozofie, odată. Avem un, un, un numitor comun, să spunem. Dar uh, cel mai important este că facem parte de, mare, de marea familie a scriitorilor. Când am uh, descoperit că avem pasiunea pentru scris? Nu neapărat în uh, latura jurnalistică, cea uh, special pentru literatură. Când a început această eu știu, dorință uh, interioară? Pasiunea pentru scris o aveam de foarte mult timp, doar că ea era atât de bine cuibărită în sufletul meu încât nici măcar nu puteam să o rostesc sau să o scot la lumină ca pe o dorință. Era o pasiune mai degrabă pentru citit și pentru dorința de a scrie, dar cumva pentru mine și sufletul meu. Pentru că dorința asta de a scrie pentru ceilalți a venit foarte târziu și a venit foarte Cumva voalat, și uh, nici măcar nu uh, a venit dintr-o dată, ci a venit, s-a insinuat pe parcurs. Uh, Într-o perioadă în care cred că aveam eu nevoie de, de lucrul ăsta, aveam nevoie să știu că în afara serviciului mai sunt și altcineva. Uh, era o perioadă în care munceam foarte mult, și cam toată viața mea, inclusiv cea personală, se contopea cu serviciul. Și atunci, la un moment dat, mi-am dat seama că. Asta este în perioada că vreau să punctăm acest lucru. Ai lucrat foarte mulți ani la ProTV. Da, așa uh, este. Supoziția este că atunci se întâmpla exact. acest lucru, da lucrat, era prea multă activitate la Am latura... lucrat chiar de la început, de la lansarea postului, din prima zi de ProTV din 95. Am stat acolo 19 ani. Și locul ăsta nu devenise pentru mine mult mai mult decât un serviciu obișnuit, era cumva casa mea, era un loc în care mă duceam și stăteam mult mai mult decât acasă. M-am și mutat cu apartamentul, cu casa aproape de serviciu, doar să traversez strada, să ajung cât mai repede, să nu mai pierd timpul pe drum, și e, e foarte drept că mi-a plăcut foarte mult să lucrez acolo. Mamă, mai ales că, așa cum vorbeam noi înainte de emisiune, e foarte frumos să aparții unui loc chiar de la început și să-l vezi cum dar crește. faci parte dintre pionierii de la, da. la ProTV, dar erai în uh, latura de PR. Da. Nu da. realizator de Nu, de emisiune. nu, nu. nu, nu, nu. Păi asta e bine da. să facem. Uh, da, da, ne, da. da, deci, uh, da. Dar a fost o perioadă de formare a mea, și pot să spun că am crescut odată cu, cu, cu ProTV-ul. Și, la un moment dat, tot ce făceam acolo mi era suficient. Mi se părea că am o viață foarte frumoasă, o viață foarte împlinită, dar, așa cum spuneam, la un moment dat mi-am dat seama că cam trei sferturi din viața mea înseamnă serviciu. Și mi-am. Am să am zicem aminte? că această viață foarte frumoasă, că și eu am lucrat, da, da. Am lucrat și nu i-am simțit cei 10 ani în televiziunea română, așa este, parcă mă căsătorisem cu televiziunea română, da, atât da, de da, mult da. îmi plăcea, au fost ani în care nu mi-am luat nicio zi de concediu și lucram la dimineața și mă prindea 11-12 noaptea e, și parcă nu mai da. venea să mai plec. Asta înseamnă să ai o această dăruire față de o muncă de, de televiziune. Eu, în schimb, am lucrat în atât ca reporter, cât și redactor și da, da, realizator da, da, da. de emisiuni. Te fascinează munca de televiziune, da. și faptul că pe fiecare zi intrai în contact cu zeci de oameni diferiți, da. era un, un lucru incredibil care ți se întâmpla în viață. Nu te mai săturai. deci era. Și recunosc acest lucru, dar aici intervine punctul nevralgic. Ne obișnuim cu o asemenea viață da, da. și avem impresia, pe care cred că și tu ai avut-o, că vom ieși de la, la pensie de acolo. Da, și că viața noastră s-a rezumat numai într-un singur domeniu. N-aș fi o perioadă foarte lungă de timp, era singurul lucru pe care mi-l doream. De fapt, să ies la pensie de acolo, nu mi-aș fi imaginat vreodată că aș putea să plec sau aș putea lucra în altă parte. Era și un gând foarte confortabil, pentru că, în general, eu sunt destul de... Statornică, destul de loială, destul de și nu. Mă despart greu de oameni, de locuri cunoscute, sunt destul de conservatoare din punctul ăsta de vedere. Dar, într-adevăr, la un moment dat am simțit că e foarte mult serviciu în viața mea personală. Pentru că deseori, duminica, mă duceam la serviciu pentru presa de, de luni. În fiecare, de fapt, nu deseori, în fiecare duminica vieții mele, timp de 19 ani, am fost acolo doar când nu aveam... doar când eram în concediu, nu, nu mă duceam. În rest, alte ori, când aveam, nu știu, emisiunii vineri-noaptea, lucram și sâmbăta... E ce vorbeam. Deci, cu exact, ce simt exact. simplu viața da, era... A fost da. o perioadă în care am muncit cu foarte mare bucurie și plăcere. Deci, asta cred că... Cred că de asta am și rămas atât de mulți ani acolo, pentru că era pur și simplu un lucru pe care învățasem să-l fac. Știam că, sau încercam să-l fac din ce în ce mai bine și atunci era o plăcere totul. Nu Iar... intervenise la un moment dat monotonia? Nu. 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 poate și pentru faptul că și eu de multe ori m-am gândit poate și pentru faptul că întotdeauna existau emisiuni noi oameni noi, vedete noi lucruri pe care cumva trebuia să simțeai că îl începi să le construiești de la zero. Și îți crea o... Uh, întotdeauna aveai simți că faci nu, altceva. Sigur că da, da. Cu toate că erai în același loc, ți se părea că întotdeauna faci altceva. Și pot să spun că mi-a plăcut, mi-a plăcut foarte mult. Dar dorința asta de a scrie a apărut uh, cumva lin într-un moment în care cred eu că aveam foarte multă nevoie de asta. Și mi-am dat seama că Cum a eu, ca o, o răbufnire, ca o refulare, ca o terapie, în ce manieră a, cred plecat că a fost scrisul? Pur și simplu. Cred că a fost pur și simplu o dorință de a-mi arăta că sunt și altceva în afară de. De uh, un specialist în PR care da. face comunicate și care face o, da, o prezentare într-o anumită manieră. Da, și care scrie conform unor rigori, exact. unor... unor rigori, sigur, exact. profesionale. Din totdeauna mi-a plăcut uh, literatura și când eram mică că practic de acolo cred că a pornit toată, toată dragostea mea pentru cuvinte uh, În clasa 5 -a am avut o profesoară, o doamnă profesoară diriginta de limba română uh, care în felul ei m-a descoperit eu fiind pe atunci un copil extrem de timid și de închis așa în mine Uh, și mi-am dat seama că în momentul în care, nu știu, scriam compuneri, făceam tot felul de, uh, de lucruri... extrovertită. Uh, da, da. creativă. Eram, da. eram altcineva. Și, și ieșai exact din că... acea carapace. Da, da, exact. Uh -huh. Și dumneavoastră atunci mi-a spus că, sau cumva m-a pus în valoare pentru prima dată în fața mea și mi-am dat seama că, uite, eu aici... Nu mai sunt copilul ăla căruia e frică de așa, căruia e teamă să vorbească, să spună sau uh -huh. să spună ceea ce gândește. Și mă simțeam. Deci, doamna, dată doamna foarte... profesoară de limba română era da. și un psiholog foarte bun. Era un deci psiholog a știut foarte bun. exact să atingă, da, un copil exact. care uh, vrea să cunoască acea timiditate. Da, da poate, putea să fie nativă, dar dacă era totuși uh, provocată de ceva, de acea nesiguranță. Da, bă, eu... Nu știu de ce, eu te uh, -am, uh, am studiat așa înainte de a te, de a te invita uh -huh. aici și îmi dau seama că această luptă s-a continuat și mai departe, și că ai avut întotdeauna această luptă interioară de a depăși anumite plafoane și de a nu fi închistată, de a reuși să ieși din, din, din această, să fie de extrovertită. Deci, undeva s-a undeva da. simțit și mai, mai. Da. Eu sunt cu totul și cu totul altfel, și cumva în lumea asta a cărților m-a scos ca și când toată viața aș fi fost un boboc de floare și acum dintr-o dată reușesc să-mi floresc și reușesc să fiu așa cum poate, ăsta e potențialul meu, nu știu. Cred că dacă n-aș fi trăit perioada asta frumoasă cu cărțile, aș fi rămas toată viața la fel de uh, închisă cumva și simt că aș fi avut niște lucruri pe care aș fi putut să le dăruiesc nu neapărat oamenilor, ci și mie. Pe care nu n-aș nu, fi reușit să, să, să fac lucrul ăsta. Deci, pe principiu că în orice rău este și un bine, deci da. faptul că la ProTV se întâmplă o restructurare, să-i spunem așa, da. și trebuie să, să pleci de acolo, supărarea pe moment, ea este mai târziu, este împată. Da, culmea este că eu m apucasem să scriu înainte să se întâmple lucrul ăsta. Cred că atunci, nu știu, am simțit eu că nu mai e locul căruia îi aparțin în totalitate, că e ceva ce trebuie să fac și pentru mine și că viața, totuși, nu, nu trebuie să fie toată acolo. Iar în momentul în care au disponibilizat tot departamentul de PR, pentru mine a fost o lovitură extraordinar de dură. dură, de puternică și care pentru o foarte bună perioadă de timp mi-a anihilat uh, absolut uh, forța necesară de a mai scrie și sigur, forța, dar da. și cumva identitatea, pentru că mi s-a părut că rămân dintr-o dată un om care nu mai știe da, cine e Și er. când te-ai apucat de scris da. erai uh, foarte liniștită și da. era așa o dorință de a exact. ne va într-o partea exact. literară exact. unul este scrisul acesta da, da, uh, da. Cu ușurință, și numai când ai chef, și da, numai dacă ai da, așa. Asta este când ești obligat de viață să-ți transpui să niște da, gânduri da, care da. trebuie neapărat astenute pe hârtie. E o mare diferență. Uh, a fost o perioadă în care nu am mai putut scrie deloc, dar în momentul în care am reluat, uh, mi s-a părut că atunci, într-adevăr, am forța necesară să, să fac lucrul ăsta. Și, uh, practic, Că am scris fără niciun fel de așteptări. Știu că e foarte uh, greu de crezut, dar uh, tocmai, tocmai din cauza acestui uh, caracter al meu, care mă împiedică uneori să cred că eu aș putea face niște lucruri bune uh, pe care lumea să le aprecieze sau nu știu, nu mi-am uh, mi pus la vremea aceea uh, întrebarea dacă totuși această carte va fi publicată sau nu prima carte a mea, pentru că eu cred că dacă aș fi trăit cu gândul ăsta, n-aș mai, mai fi putut să scriu, m-ar fi copleșit atât de tare încât uh, uh, cumva cred că mi-ar fi pus niște, niște vorbim, frâne. Deci prima evadare în scris este vorba de un roman, da? Da, da, este vorba deci, de... Hai să vorbim concret. Despre ce roman este vorba? Este vorba de romanul Vina. Vina. Da. Deci iată că și titlul te trimite da. undeva da, la este... o vină. Da, e o vină personală, o vină comună, o vină a noastră, exact. a voastră, exact. și așa mai departe. Da. am impresia da. că în vina asta este foarte da, mult de analizat. Da, e o vină, vină comună pentru că în general lucrurile, cred eu, în viață când se strică, nu se strică doar din vina cuiva, se strică din Absolut. vina mai multor oameni care contribuie mai mult sau mai și puțin. Și tu contribui la... Și tu contribui. Și tu, și tu În general... La... Într-o anumită tu, proporție. Tu crezi că tu ai contribuit cel mai mult, dar niciodată Asta dacă nu ești e. un liberalist. Dacă vrei să vezi lucrurile așa, e. că de obicei te disculpi și spui, nu sunt e. vinovat de absolut de nimic. Eu fac deci parte din categoria ești, asta. ești un om, da, cu o anumită conștiință care poate să da, da, judece da, așa. Veci, uh, da, M-a da. uh, fost o carte pe care am uh, scris-o uh, cumva cred eu că dacă aș fi scris cartea asta puțin mai târziu n-ar fi fost prima mea carte ar fi ieșit uh, chiar mult mai bine pentru că personajul principal din vina e cred cel mai puternic personaj pe care l-am creat până acum, este un personaj cât se poate de real, un personaj în care uh, oamenii se pot uh, regăsi, fie că recunosc sau nu, un personaj uh, Aproape uman. Deci îl întâlnim așa pe lângă noi. Este, este, așa este. este o persoană da. de lângă noi, da? da? Dar pe care nu avem ochii să o descoperim așa oricând, nu? Pare. nu iese în comun, nu sclipește, dar nu, are nu, în schimb un, nu. un, un caracter foarte puternic. Are are un caracter și foarte este puternic. un luptător, un mare luptător. Este un luptător în cele din urmă. Chiar dacă la un moment dat e biruit cumva de toate greșelile pe care le-a făcut, de vina asta pe care o tot poartă în spate, e, e vorba de un personaj, în primul rând, care a avut tot ceea ce și-ar fi putut dori și care, cumva, la pe cât de ușor a câștigat niște lucruri, pe atât de ușor le-a și pierdut. Asta pentru că, în general, noi în viață, nu știu, când ajungem să. Câștigăm ceva, nu mai suntem preocupați uh, să păstrăm ceea ce avem, ci întotdeauna parcă ne dorim mai mult. Și scăpăm din vedere tocmai acele lucruri pentru care ne-am luptat, lucrurile pe care ne-am uh, luptat să le câștigăm și pe care odată deținându-le uh, în aceeași manieră am putea spune că nu mai știm să apreciem ceea ce... Ceea, ce ceea ce avem, ceea ce am câștigat uneori cu greu. Mm -hmm. pentru că uneori te spați atât de mult ai ajuns într-un punct în care și acolo nu-ți mai spune nimic întotdeauna nu, nu stai să te oprești da. să te bucuri societatea și tot ceea ce se întâmplă în jurul da. tău dacă nu ești atent, da. ești furat de, pentru că acestea sunt metodele da. metodele de a te impulsiona prin mesaje subliminale pe care le vezi peste tot și să-ți dorești și aia, așa, aia. Nu mai e buna aia, nu mai e bun telefonul, da. că are cum, este bătrân, are numai șase luni. Nu da, mai este da, bună da, mașina da. cu dare, pentru că da. trebuie cu tare. Uh, Aceste lucruri te fac să alegi pur și simplu după hip. Uh, așa este, însă în cartea asta vorbim de oameni și vorbim de ceea ce. de sentimente. Vorbim de uh, lucruri pe care le câștigi uh, tocmai uh, punându-ți tot sufletul la bătaie. Și atunci e cu atât mai greu de înțeles. Deci ai lăsat niște lucruri la care, în care ai investit foarte mult și în care ți-ai pus toată bucuria și speranța să, să, se distrugă mai ales, mai mult chiar, să contribui tu la distrugerea lor. Personajul De, general mai crede în iubire? În cele din urmă, da. În cele o redescoperă. Din urmă, da. O Forța iubire. Și redescoperă, cum să spun, frumusețea din om. Chiar și frumusețea dinăuntru lui, pentru că ajunge la un moment dat să se blameze atât de tare încât nu-și vede rostul, nu-și mai vede rostul pe, pe pământ. Are o perioadă de declin foarte, foarte puternică, în care singurul lucru care îl mai ține în viață este cumva băutura, și gândul că trebuie să plătească. E un proces de conștiință. Da, da, da. Parte de la O.K. Dostoevski. Da. Da, da. da. da crimă și pedeapsă. Are da. ceva de care el este, da, nu este este extrem de supărat, și atunci, un proces de conștiință îl, îl chinuie. Exact. Dar. El trebuie o penitență, exact. la un moment dat, ca să, da. să treacă prin ea și să da. își spășească păcatele. Exact. Pentru că, în final, despre asta este vorba, despre vină și ispășire. Și felul în care reușește el să își ispășească această vină, este unul care, cred eu, că aparține umanității, aparține... Este un subiect foarte bun de tratat într-un roman. Deci, categoric, romanul este, este bun. Deci, dacă mergem pe asemenea trăiri și complexitatea asta și demonii ăștia interiori pe care, da. cu care te lupți, Asta înseamnă, de fapt, literatură grea și aici categoric nu am citit-o, dar din ceea ce discutăm și gândindu-mă la o schemă de, de lucru, are toate șansele, din punctul meu de vedere, să fie un roman, un roman bun. Da, sper că așa a fost primit, așa l-au îmbrățișat și mulți cititori și mă bucur foarte mult că s-a întâmplat lucrul ăsta. Mai ales că... Aveam foarte mare nevoie cumva de apreciere, o bucuria asta pe care mi au da, adus-o cărțile. Aveam da, da. foarte mare nevoie de această bucurie, deși nu eram conștientă de lucrul ăsta. Dar în momentul în care a venit, mi-am dat seama că... Și ca o recunoaștere. Da. are nevoie de o recunoaștere. Fără să... Da. da, da. Cu toate că nu e bine să pleci niciodată la, la, la drum cu ideea asta. Trebuie să scrii, în primul rând... Pentru tine, pentru tine. Mai întâi trebuie să scrii. Mai întâi trebuie să scrii. Și trebuie da. să te gândești da. că asta este cât se da. poate să fie de bine scris. Da, mai da, târziu, da, nu? Da. Exact. În toate trebuie răbdare. Da, clar. La un moment Și... dat, am făcut apropo de filozofie, am, am scris un eseu filozofic gândindu-mă la mă deranja așa, mi intrase mie în cap. Cu, um, acel dicton că um, o poză câte o mie de cuvinte. Mă, chiar așa, o poze câte o mie de cuvinte. M-a tot deranjat da, da, până da, da, când, da, da. am zis, ei, hai să facem și invers. Hai să facem un cuvânt câte o mie de poze. Da. Da. Și atunci am inventat, om să spun în câteva cuvinte, acest eseu filozofic în care uh, se făcea că niște studenți la filozofie s-au dus la un înțeleg, la un uh, la o mare filozof. Deci totul este invenția, invenția mea. Și uh, I-au pus o întrebare la maniera să concentreze toată experiența umană, toată valoarea și tot ce, ce ar însemna, care ar putea să caracterizeze umanitatea într-un singur cuvânt, De la lucru. care înțeleptul le-a răspuns. Răbdarea. Da. Și iată da. că am reușit, prin acest, ceea ce îmi propusesem. Un cuvânt cât o mie de poze. Mergem da. deci, mai departe, apropo de răbdarea pe care trebuie să o, să o avem de fiecare da. dată, poate să apară sau poate să nu apară recunoașterea în timpul vieții? Sigur că da. Sigur că da și e, cred că de asta e în primul rând un, un sistem de protecție. Pentru că dacă pornești la drum cu această dorință de recunoaștere și nu o primești... Nu, cred că se pot, se pot întâmpla lucruri foarte... Te arzi exact ca o lumânare prea repede și da, te, da, te, da. te, te, te și... distrugi. E un gând distrugător. Da. Mai bine îți vezi de drumul tău da, ușor și exact. ce poate să apară bine, ce nu, nu-ți face prea mare... Și în general zi, da. atunci când nu ai așteptări, atunci e adevărat că e greu să nu ai așteptări și e greu să nu-ți dorești să, să fie plăcut și să fie iubit și să placă ceea ce, ce dai tu oamenilor. Dar... Uh, nu știu, eu cred că dacă uh, aș scrie cu, cu ideea asta în minte, mi-ar fi foarte greu uh, după aceea să să mă repliez dacă n-ar fi ce trebuie. și... Dar ar fi dezamăgerea prea mare. Deci, mai mari, bine da. să nu ai asemenea da, mari proiecte, da, da. pentru că fi, vei fi și foarte dezamăgit. Pe de altă parte, uh, noi întotdeauna scriem uh, cu gândul de a fi din ce în ce mai buni. Asta și e clar, categoric. Chiar. Uh, nu știu, cred că de fiecare dată, cel puțin când am scris o carte, mi-am dorit să aducă ceva în plus față de cealaltă, să nu mă repet în niciun fel. Apropo, următorul, următorul, să... proiect. următorul proiect. Următorul proiect a fost, ca să zic așa, de fapt, prima carte pe care am scris-o. Cu gândul de a fi o carte, de a fi o carte publicată, pentru că. Știam că această Deci, a doua e carte, de o proiecție. Da. Categoric, exact, asta exact, este și se va. Exact, da. Va avea publicutii. Este o carte pe care și... oamenii o vor citi. La exact, prima bun. nu m-am gândit niciodată, adică m-am gândit. Oare va fi publicată? Oare nu va fi? Dacă mm -hmm. va fi publicată, mm -hmm. va fi citită? Oare va fi iubită dacă va fi citită? Și așa mai departe. Dar asta știam clar că este o carte, într-un în felul ei, și așteptată. Știu că vorbisem la vremea respectivă cu domnul Dance Mihailescu care mi-a și scris pe coperta a patru a primei cărți și mi-a zis atunci Camelia să știi că abia la a doua carte, toți ochii or să fie pe tine și asta, asta este proba Păi da, pentru că o să zică că prima ah, a fost volen da, așa, da, a deci a mers de la și... sine dar la a doua deja da, se vede da, dacă da, ai capacitatea exact. să scrii o carte și ai acest potențial da, ce da? aduce confirmarea confirmarea, sau... da și vreau să spun că am scris-o cu foarte mari emoții de data asta, pentru că tot timpul aveam presiunea asta. Oare o să le placă? Oare o să fie bună? Oare... Mi-a fost mult mai greu din punctul ăsta de vedere să o scriu, dar este o poveste, am mai povestit de câteva ori, e o poveste care pur și simplu s-a infiltrat în mintea mea, eu voiam să scriu altceva, de fapt și prima dată am vrut să scriu altceva, în fine, e o poveste lungă, dar povestea uh, Emei, uh, personajul principal din cea de-a doua carte, pur și simplu, într-o dimineață, m-am trezit în minte cu uh, o frază. Uh, este vorba de o frază care și cumva setează ideea întregului roman. M-am trezit în minte cu acea frază și mi-am dat seama că eu trebuie să scriu povestea acestei fete. A fost o uh, chestiune extrem de uh, nouă pentru mine, pentru că nu știam că se pot întâmpla astfel de lucruri. Mă gândeam că te așezi la masă, uh, te gândești, uh, gândești structura unui roman, construiești personajele pornești de la ceva cât se poate de în principiu, real. În principiu, nu prea știi. Adică da. nu, nu, nu. nu. Da. romanele puternice, Așa niciodată este. nu vor fi construite peste Așa este. noapte. Așa este. Și niciun schelet de sine sătător, peste care doar trebuie să faci exact. fel Totuși. de fel de de, de da. reîncarnări peste el. Nu, nu. Acesta este scriitorul adevărat, care pleacă de la o idee, Da. Și în momentul în care începe să șterne acolo cuvinte, îi vin altele, îi vin altele, îi vin a, altele a, și tot așa, clar, din aproape. Asta Sunt... clar, și atunci dezvoltă, nu... dezvoltă, din aproape în aproape. Da. El dar, nu știe până la urmă ce, dar exact, construiește, exact. construiește, construiește până când va ieși o mine poveste incredibilă. Pentru a fost o surpriză felul ăsta de a construi o carte, mm -hmm. pentru că nu mi-am imaginat facem. că aș putea să pornesc o carte de la pur și simplu o propoziție. Uh... Și cred că am scris dintr-o suflare această carte, pentru că personajele, pe măsură ce se mi se dezvăluiau, mi-am dat seama că ele au un fel de corespondent real în, în uh, unele dintre, Oameni pe care i -i dintre oamenii pe care i-am cunoscut. Mm -hmm. Poveștile multora dintre ei uh, s-au adunat așa, ca mercurul, cele care mm -hmm. se potriveau, s-au uh, rodat și s-au uh, potrivit foarte bine. Și atunci mi s-a părut că eu sunt mesagerul pur și simplu al acestei povești. Pur și și simplu trebuia să pui pe care trebuia aceste, -o da, aceste informații, da. primite de peste tot, da. trebuiau adunate și construit da. o, o poveste da. de sine stătătoare. Da. Iată da. A a menirea. da. Pentru că da. n-au fost întâmplătoare aceste personaje exact. cu care te-ai întâlnit exact. în. te-ai lovit. Exact. Cabilele exact pe da. masa, de, masa da. de biliard. Deci da. acele lovituri, ca până la urmă să te duci undeva, să te îndrepți sau îți schimbă exact. sensul în, în viață. Acești oameni, da. fiecare are câte o poveste interesantă. Nu e. toți pot să fac. Chiar dacă au impresia că la, dacă s-ar apuca, ce carte ar scrie sau cu Da, dar una este... Dar vrea, și alta este în momentul în care se vor. Așa, e, pentru că merge, de fapt, Când vor merge la masa de, de, de scris. E altă, altă poveste, cu altă mâncare. Este. Da, de fapt, e foarte greu să este scrii. Este foarte greu să fii scriitor și, și foarte scriitor. Frumos, da, este dar foarte este. Greu. Cel Place puțin mai mult ideea, mine. dar da da, 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 Puse în fața faptului împlinit, da. este o altă mâncare. Știți că Murakami spunea că e ușor să scrii un roman. Oricine poate să scrie un roman, dacă vrea cu adevărat. Oricine poate să scrie un roman. Dar este foarte greu să fii uh, scriitor, mai apoi. Pentru că, îți dai seama. Asta că... deja atingea un lucru și era destul de peorativ așa, la adresa romancierilor, pentru că nu oricine poate să fie romancier. Este nivelul așa maxim este. la care poate să ajungă un, uh, un scriitor. Da. Iar uh, bagatelizarea asta că oricine. Eu nu sunt de acord cu Muracanie din punctul ăsta de vedere. <laughs> nu sunt de acord da. și este normal să nu fiu de acord. Uh, așa, fiecare avem un alt, uh, un alt punct de vedere. Eu mm. susțin și sunt ferm din această idee că uh, foarte puțin sunt romancieri, deci nu faptul că unii spun că au publicat un roman, sunt, sunt romancieri, pentru că romanul are niște trăsături incredibile, măcar să se uite ce înseamnă de, un roman de, și dacă de, îndeplinește da, caritatea da, de a da, fi roman da, faptul că tu ai acolo o poveste cu uh, propoziții foarte okay. simple, am fost la frigider, am desfăcut frigiderul, am băut o bere mi-a plăcut, era sete, era cald, era cutare a, aceea da. nu este scritură. Iar Pe, uh, un roman se la... cu așa ceva da. este doar o, o maculatură. Da, deci da, el deci... se refera la maculatoriști. Nu, nu, el se refera la faptul că uh, a devenit totuși uh, romancier de cursă lungă e o luptă foarte mare. Că hai să zicem că poate totuși te străduiești și ai scris un roman. Poate că uh, e romanul vieții tale. Dar să te apuci după aceea din nou să mai scrii încă unul și încă unul și încă unul, și încă 10, 20 și știi exact la ce să te aștepți. Că atunci când scrii prima dată te gândești, Doamne, cât poate să fie de frumos sau cât poate să fie de greu să scrii un roman. Și te, puni, te chinui și poate, poate chiar îți iese. Dar când știi ce muncă se ascunde după aceea pentru următorul, s-ar putea să te gândești de două ori și să renunți la idei și să spui, a, bine, hai că am făcut-o și pe asta, am văzut și cum e să fii scriitor. De asta spun că pe undeva să fii scriitor de cursă lungă, și să te angrenezi în, 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 în munca asta care într adevăr este foarte frumoasă, dar pe de altă parte este Abia, o tot care te se separe de da. de da, de, și de te separă de tot toată, tot restul vieții tale. Atunci se se vede da. de fapt cine este scritorul adevărat cu har. Deci cel care reușește no. să rămână în joc... Asta, asta. Să în joc. Exact, exact. Mi se pare... Și tot timpul să ai idei, să nu spui domne da. am intrat într-o pană de creație și n-am mai scris nu. 10 ani. A terminat. Știu. Și nici cealaltă variantă în care zici eu oricum, trec, oricum, oricum ar fi trebuit să scriu, că eu sunt scriitor trebuie să scriu și să vrei să scrii cu orice preț. Nici aia, există... aia nu există. Mai ales dacă nu ai valoare. Exact. Da, nici aia da. aia este. Nu, dar uh, uh, e... Știu, e un drum pe care eu îl, îl descoper, așa scriind, și îmi place foarte mult că e un drum presărat cu tot felul de surprize. Emma Cicerile este eroina în ce roman? Cum se numește romanul? În romanul Măștile Frigii. Este Frice. un roman care spune povestea a trei frați care sunt. Uh, au avut o copilărie extrem de grea. Uh, pentru că au fost uh, bătuți, au fost umiliți, au fost uh, terorizați de un tată care, practic, uh, i-a abuzat în toate felurile. Probabil că era și alcolic. Alcolic, exact. Uh -huh. uh, și e vorba, de fapt, de toată amprenta pe care o lasă acest uh, abuz asupra lor și felul în care reușesc mai departe sau nu să devină niște adulți. Uh, Sănătoși, niște adulți capabili să ducă niște vieți. Se pare că copiii, toți la naștere, normale. sunt copii normali, sunt cu mici excepții, bineînțeles, sunt cu calități deosebite. În funcție de cum sunt educați și da. primesc Așa această iubire da. părintească, da. sau contrar, dacă da. vorbim de abuz, da. sau pur și simplu, chiar dacă au părinți biologici, dacă nu-și exercită. Afecțiunea, afecțiunea este exact uh, tratamentul ca la orfelinat. Da, da, da. Deci toate acestea sunt studiate, bineînțeles, au fost studiate de Freud, Jung, Adler da? și de acolo pleacă toate aceste probleme mai târziu. Da, copilăria deci, într-adevăr este... Feric... Dacă copilăria este nefericită și da. uh, copilul acela trește, niște drame, niște da. traume, mai târziu este predispus la violență și multe alte probleme la duse până, sau... la, până la crimă. Da, și este uh, modificarea uh, întregului potențial al dezvoltării unui copil. Pentru că acel copil nu știe, dacă nu a văzut cum e să primească iubire, nu știe să dea iubire, nu știe cum să, să se raporteze la oamenii care iubesc. Uh, este un om uh, incapabil să trăiască inclusiv binele, pentru că binele pentru el e ceva complet străin. E această Emma, personajul principal, că de la ea e cumva un roman confesiune, un roman jurnal în care ea o vezi că își spune povestea, dar cu atât de multă acuratețe încât ea este cumva o confesiune la sânge a tot ceea ce trăiește. Și chiar dacă o înțelegi sau nu, ești de acord cu ea sau nu, îți explici de ce ea trăiește așa. Chiar și eu, pe măsură ce, ce, ce o construiam, îmi dădea seama că eu n-am cum să-i aduc ei nimic din ce mi-aș fi dorit să fie. Ea trebuie să fie așa cum a fost crescută, pentru că altfel nu ar fi un personaj credibil. Oricât de mult mi-aș dori eu să fac din ea un personaj fericit, un om care să-și fi găsit liniștea în viață, atâta timp cât ea nu și-a rezolvat cumva problemele din trecut și n-a reușit să le depășească, și nu. La un moment dat, ea n-a știut să fie fericită. Chiar dacă, la un moment dat în, în viață, are norocul să întâlnească un, un, un bărbat bun, are niște copii foarte buni nu are capacitatea de a înțelege. Da, de a capacitatea înțelege această viață. Uh -huh. Este un om care își pune tot felul de măști pentru că ea, personal, ea nu știe cine este și nici nu reușește să se identifice cu cea care a fost atât de îngropată înăuntru ei încât e foarte greu de scos la suprafață. Și este nevoită tot timpul să-și pună mască peste mască peste mască până când. De fapt, ea nu mai știe cine este. Există niște pagini de final care, practic, uh, exprimă întreaga, uh, întreaga ratare. Aceste femei care ar fi putut. fi Automat fericite. E vorbim și, de, da, de, de un și, complex da. existențial și de, de probleme foarte grave, bineînțeles, cu analiză, cu psihanaliză din da, copilărie, exact, categorii, exact, exact. dar sta să um, mergem mai departe și să translatăm un pic ideea și în zilele noastre cu oameni care au aceste măști. Da. Foarte mulți oameni au măști. Nu știu dacă neapărat de frică, dar oricum au o teamă, au angoase, da, au uneori... probleme, au frustrări, și atunci ce spun aceste măști. Uneori își spun măști nu din motive atât de grave. Uneori își spun măști pentru că văd că alți oameni au alte vieți și și-ar dori și ei. Pur și simplu uh, purtăm niște măști deseori pentru că ni se pare că așa cum suntem noi nu e bine și că, uite, ceilalți sunt mai. Uh, mai fericiți, au o viață mai frumoasă, sau o viață mai bună, dar de fapt niciodată nu știm ce e în viața celorlalți. Chiar, chiar nu știm, pentru că poate și ceilalți, la rândul lor, poartă niște măști. Da, cred că fiecare. avem Fiecare în felul avem, lui. Avem, dar da, în niciun caz nu măștile din, de acum, din pandemie. Da, Vorbim da, la da. modul figurat, da. metaforii de aceste măști care sunt convins că fiecare om, la un moment dat, într-un mod artificial, acceptă. Eu până recunosc la un că punct... de multe ori îmi puneam o mască din asta de. sau încercam să să mă protejez în momentul în care mi se părea că toți oamenii sunt mult mai dezvolți, mult mai deschiși, mult mai lor le este mult mai ușor decât mie. Și atunci, singurul lucru pe care mi-l doream, sau ce-mi doream cel mai mult, era să fiu ca ei. Deci, mi-aduc aminte foarte clar sentimentul ăsta: că uh, mi se părea că în viața lor e ușor. Și mă întrebam poate oare Poate anumite cum fac măști, ei? și mă dau pe mine da. exemplu de data aceasta, poate anumite măști nu suntem conștienți de, de ele. Am vorbit de unele da. la modul obiectiv în care te folosești ca să, mă rog, să ascunzi ceva. Da. Dar există modul de percepție al celor de lângă tine. Și ar putea să te vadă altfel decât te consider tu. Categoric, clar, este clar, o diferență. Nu da. știi cum arăți. Da. Cam da. Cum da. mai vrea. Una este da, cum ești, exact. alta este cum te afișezi față da. de ceilalți. Și atunci există varianta în care și eu m-am trezit că aveam această mască, că sunt inabordabil, că sunt infatuat, că sunt nu știu cum. Dispărea acea mască văzută de alții, eu nu mi-o doream da. să, o, da. să o am, da. 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 în momentul în care mă cunoșteau. Și în momentul în care uh, schimbam câteva vorbe sau aveam niște momente da. în care împărtășeam niște cunoștințe, atunci gheața aia se da, spăgea, da, da, da. răcea la ea la fel și atunci oamenii, dar nu e adevărat. Este social, e, da, e pontos, da. face râde, te face să râzi, este un tip spiritual, se schimba. Da. Deci iată da. și această mască de care tu nu ești conștient. Da, și pe este, care ceilalți din jurul tău în funcție de capacitate, în funcție de, da, o atribuie, în funcție de da. puterea fiecăruia de analiză, da. ți o atribuie. Da, da, da. da. Așa este. Eu am constatat că pe, pe mine scrisul, de exemplu, mă, este singurul unde pot să fiu exact așa cum sunt, fără să am niciun fel de. nici măcar. nu știu, parcă nu, nu, nu simt nevoia să îmi pun niciun fel de limite. Mi se pare că dacă asta trebuie să scriu, asta voi scrie, fără să-mi. Nu există limite. Fără să-mi pese da, 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 de, da, de ce spun Imaginația oamenii. trebuie da. să... Și e, pe undeva în scris ai și uh, posibilitatea asta de a pune în uh, spatele personajelor lucrurile pe care tu le crezi. Și atunci e mai ușor de, uh, de a te arăta lumii fără a te arăta de fapt. Mm -hmm. Și pentru mine scrisul e, e, e cel mai... Uh, uh, sincer fel de a fi al meu. Apropo de, de, de scris și de felul de a fi, vom vorbi acum câteva momente despre o colegă de -a noastră, Maria M. Vasile. Culpa este că e tot cam în branșă, și jurnalistă, și scriitoare, uh -huh. poeta. Acest, acest volum a apărut anul acesta, acest volum de poezii, La braț cu mine, mi-a plăcut că are și poeme, poem în proză. Și am să citesc unul dintre ele. mai este că nu degeaba am ales-o, pentru că are și putere filozofică. Și iată, până citim uh, acel poem, uh, doar câteva cuvinte care uh, o definesc. Sau definesc această carte. În paginile cărții la braț cu mine, sunt eu într-o călătorie de viață. Sunt petale de suflet ce zboară libere prin infinitul de gânduri paralele. Pot să spun că este o scritură într-o supă de zgomote. E o poezie oarbă, scrisă cu ochii minții, versuri cu esență crudă din labirintul astral. Am vorbit de filozofie. Și acum, tot filozofie este povestea mea, acest poem în proză care mi-a plăcut foarte mult și vi-l citesc și dumneavoastră. La început am fost fluture și m-am împrietenit cu măreția muntelui, dansând printre flori. Tot zburam pe dalurile pline cu stânjenei de munte, bucurându-mă de viața ce mă răsfăța cu parfum de floare. Adormeam pe petalele lor și visam că plutesc printre flori de liliac și asomie. Vara trecea repede, la fel și viața mea de fluture. Apoi am fost floare și m-am împrietenit cu soarele, albinele și toți fluturii ce mă sărutau cu amintirile mele. Bună prietenă mi era și ploaia, ce ploa cu vise peste mine. Îmi hrănea rădăcinile crude și zâmbeam soarelui până venea alt răsărit să mă încălzească. Mă bucuram de toată liniștea în timpurilor, ce îmi dădeau putere să trăiesc. Spre sfârșitul toamnei mă treceam într-o răceală plină de visare. Apoi, încet, încet, rădăcinile mele au devenit copac. Fiind copac, pământul mă răsplătea cu iubirea lui nemărginită. Mă înălțam cu ramurile spre cerul luminos până aproape de stele. Vântul mă îmbrățișa cu adiere ce murmura printre crengile pline de sevă. Lumina mă răsfăța cu razele pline de iubire, iar ploile îmi spălau praful ce mă tulbura. Eram ca un străjer nemișcat la porțile pădurii, urmărind zborul păsărilor. Soarele mă mângâia și îmi dădea strălucire pe dunga albăstrie a frunzelor. Așa au trecut veacuri peste mine, ninți și bătut de multe furtuni, până venea primăvara și mă bucuram de verde. Și tot așa, fără să simt trecerea, m-am trezit pasăre pe crengile trecutului meu, cântam singură în zorii dimineților, Zburam peste câmpuri și zvoare, ajungeam aproape de munte, cântam peste câmpiile unde fusesem fluture și floare. Trilul cântecului se auzea până departe, călătorind spre țările calde. Mă cuibăream ascunsă printre frunze, mă trăiam neobosită până venea toamna și mă alunga pe drumuri străine. Timpul m-a trăit printre aripi și m-am trezit într-o zi de primăvară, am deschis ochii cât oceanele lumii și eram copil. Am văzut-o pe mama, tânără și frumoasă, durdulie ca o pictură rubensiană. Deschidea fereastra casei de la țară, trăgea perdeaua cu sută cu floricere mărunte. Era fereastra către viața mea ceva să fie. Am simțit aerul curat cu miros de zambile ce împătrundea ușor simțurile. Lumina mă mângâia pe obrajii bucălați și ascunși sub tichia de finet cu pampon roșu. Pampon cât caru popii ca să nu mă deoache lumea. Mama mă ținea în brațe și îngâna un cântec în șoaptă, suspinând ușor în timp ce mă legăna pe brațe cu o iubire curată și ocrotitoare. Vedeam o odăiță acasă plină cu icoane mari și mici și aproape de ele o candelă ce ardea pe policioara mică făcută de tată. Lângă lumina de candelă am văzut un înger ce-mi zâmbea din icoană, el îmi spunea o poveste despre bunătate, fericire și iubire. Mulțumesc, mamă! Așa l-am cunoscut pe Dumnezeu. El era cu noi zi și noapte la căpătâiul trăirilor noastre, la fel și acum ca în toate zilele noastre. în groză, delicat, sensibil și mi-am dat seama că are, are loc șorul bine, bine definit aici în discuția noastră și mulează foarte bine pe, pe ceea ce vorbeam și parcă ar fi o completare și la vina și la măștile frici. Este o completare, pentru că fiecare... Iată avem acest periplu existențial și aici este o comparație foarte interesantă, da. metafore multe și asemănarea cu fluture cu floare cu copac, cu adică toate, toate fazele vieții, toate totul totul se vede și până la urmă către ce ne îndreptăm, către lumină. Da, foarte frumos. Să revenim la periplul tău existențial, mergem la un treilea roman. Apropo de purgatoriu, și aici avem un numitor comun, că și eu am două romane da. și insula purgatoriului și celest planeta purgatoriului. Deci două romane destine da, în care avem acest toai purgatoriul îngerilor. Uite că până da. și îngeri au un purgatoriu, da. numai oamenii. Exact. Te ascultăm. Uh, aceasta este cartea cu care aș fi dorit eu să încep pentru că eu cartea asta mi-am dorit să o scriu de la început. Teoretic, Thomas H. ar fi trebuit să fie tatăl care pierde un copil, cel de fapt căruia îi se răpește un copil, și el poartă întreaga vină a acestei dispariții. Numai că romanul vina nu are nicio legătură cu ce a ieșit. M-am apucat, am scris o carte care s-a dus într-o Altă, cu totuși cu totul o altă direcție, și pe care l-am lăsat să se ducă, ba mai mult l-am urmat uh, și bine am făcut, pentru că acolo s-a născut o poveste uh, care cred că își avea uh, locul ei, își avea locul ei în sufletul meu și e foarte bine că am spus-o. Dar uh, ideea asta a copiilor dispăruți, a copiilor răpiți, m-a urmărit foarte mult timp. Nu știu de ce am această sensibilitate față de copiii pe care îi văd cerșind. Nu știu de ce eu însă mă tem foarte tare să nu mă pierd, nu știu, în continuare eu, ca om matur, am tot timpul frică. Poate a rămas asta. sufletul de copil și atunci nu știu se regăsește dacă... într-o. se Sunt... transpune în momentul în care vede un copil. Sau sunt foarte multe, sunt multe uh, emoții, explicații. multe, da? Eu multe am, amintiri, mă da? simt uneori un copil care uh, sunt într-un suflet de, într-un corp de om mare, dar uh, înăuntru meu, dacă e să mă... Dar nu e o lucru rău, e chiar de felicitat să fiu. copii. Da, E să avem a... acea puritate a Da, 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 dacă rămânem la Așa puritate, puritate. Așa cum spuneam, da. mi, ai vrea să privești prin ochii unui copil cum ar da. pune soarele, da. să ajungem ai la această da. Vrea. da. Ai, ai, vrea. Vrea. ai vrea, toată viața ai vrea. Uh -huh. uh, și atunci, povestea asta a copilor dispăruți, am simțit că nu îmi dă pace, m-am documentat foarte mult, a fost foarte greu de scris această carte, pentru că la un moment dat ajunsesem să cunosc atât de multe povești, atât de multe cazuri de copii dispăruți. Am fost inclusiv la o secție de poliție de urmăriri unde se ocupau cu astfel de cazuri. Am citit cât am putut eu de mult și inclusiv pe site-urile străine. Aveam atât de multă informație încât nu știam cât din poveștile pe care le-am aflat să, pun, să le pun în carte. Pentru că mi se părea că fiecare merită un loc acolo, fiecare. Iar selecția mi-am dat seama că trebuie făcută cumva la sânge. Ai atins cumva lucruri cumplite referitoare la traficul de copii, în sensul de pedofilie și de. chiar de, Doamne ferește, de organe? Pentru că sunt lucruri uh, pe care nu putem să le omitem din le această viață cu da. foarte multe probleme. Am atins mai ales uh, uh, Traficul de copii și abuzurile de toate felurile. Cel de cu cazurile de trafic de organe, nu, pentru că și aici erau foarte multe ramificații și mi se părea că undeva trebuie să mă opresc și să pun o frână, indiferent cât de mult mi-aș fi, mi fi dorit să pun aici, în cartea asta, să fac o radiografie a tuturor relelor care îi pot. Nu știu, în Paște, pe copii. Da. Spun asta pentru că eu m-am ocupat când lucram în televiziune, în 1996, n-am să uit, am avut un documentar cu traficul de, de copii și cu cât se vinde un copil, deci la da. vremea respectivă da. erau da. între 10.000 și 15.000 de dolari se da. cumpăra un, da. un copil. Deci erau uh, filiere internaționale, am lucrat cu Interpol și da. am destructurat câteva, câteva uh, filiere de acest gen, deci niște lucruri incredibile, ca să da, nu spun da. copii de la case, case de exact. copii, deci pe ei se făceau și experimente, cu vaccinuri și cu alte nenorociri. Deci da. vorbim și de niște lucruri extrem de, 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 de uh, nenorocite. Da, și cu atât mai mult... Uh, Știți e fenomenul, cu atât mm -hmm. mai mult mi-a fost greu să. să. să fie o poveste să să dă care dă... să fie bine ancorată în realitate, dar în același da. timp să. și să nu speculez foarte să mult speculez, uh, da. emoția, astfel încât să pară ceva forțat și să fie genul ăla de telenovel în care să-ți da. dai seama că ai pus... Mai adică special mult special să mai fie mult la degrabă decât... ca să exact, atragi, nu, nu Exact. Realismul, a, să fie, realismul să fie, realismul și atât. Tocmai din, această, din acest motiv am pus cumva mai multe perspective. Am o perspectivă a copilului dispărut, cel care trece prin această dramă, și viața lui de fiecare zi uh -huh. într-o tabără unde sunt astfel de copii care au stăpâni și tot felul de oameni care îi dețin. Uh, am urmărit apoi poveștile familiilor rămase în urmă. Pentru că tot timpul uh, scriind această carte, m-am gândit la fica mea și la toți copiii pe care îi cunosc, copiii prietenilor mei n-am putut să mult timp să fac să separ gândul ăsta, Doamne ferește ce aș face sau ce aș simți dacă îi s-ar întâmpla se vreodată întâmpla oricui, tată, da. ceva se în familie sau copilul ajunge pe drumul din cauza unor m -am greșeli. Pus, da, m-am pus în pielea unei mame, a unui tată, a unui frate care rămâne în urmă. Cum, cum e viața lor în urma acestei dispariții? Ce se întâmplă și acolo? M-am pus în viața în m-am pus în în locul oamenilor legii, cu care am lucrat, am colaborat în perioada aia și am văzut câțiva polițiști care pur și simplu uh, aveau toată viața uh, tot timpul se gândeau la cazurile de la serviciu, inclusiv că erau acasă, că erau la serviciu, tot timpul, se gândeau cum să facă să să imaginau, Să imaginau acele cazuri. da. Să ajute. Uh, am întâlnit câțiva polițiști extrem de devotați de și uh, Făceau tot ce se putea omenește pentru a-i găsi pe acești copii. Rolul presei, învârtindu-mă cumva toată viața și colaborând cu foarte mult cu, cu, cu presa, ca un de PR, cumva am încercat să arăt și viziunea lor când au un astfel de subiect despre care pot să scrie. Felul în care la acoperă Ce fel de... Că sunt jurnaliști și jurnaliști și aici, cei care caută, cel cu, ghilimele, da, cu ghilimele, uh, sigur că da. Cei care uh, vor efectiv să ajute. Am încercat în cartea asta să fac un fel de radiografie nu numai a lumii copiilor dispăruți, ci și a toate a lumii care rămâne în, în urma acestor copii dispăruți. Și fiecare cum vrea, cum La început cum, de drum uh, în anii 90 eram în atenția televiziunilor străine care trebuiau să ne denigreze. Și atunci una-două erau reportaje cu copiii străzii. Probabil că telespectatorii își aduc aminte, sau dacă nu le reamintesc eu, că erau cam zilnice aceste reportaje făcute de, de străini, presă germană, da. franceză și așa mai departe, corespondenților de presă în România, care asta făceau, încercau să găsească acei copii ai străzii, mai ales din zona gării de nord, cu probleme, fugiți de la orfelinate, cu câinii vagabonzi și cu alte lucruri foarte urâte da. în despre lumea, tocmai pentru a ne pune într-o lumină defavorabilă ca țară. Da, eu cred că nu știu există în toată lumea, cel puțin eu documentându-mă pentru carte, am aflat că, că în țări extrem de civilizate, în Germania, sunt 300.000 de copii care dispar anual, sunt în Marea Britanie, adică sunt în momentul ăla, calculasem eu, fără să țin cont, de exemplu, de India, unde numai acolo sunt 900.000 de, de copii dacă mi-aduc bine aminte care dispar anual. Deci sunt milioane de copii care dispar anual. Da, dar uite că nu se face o anchetă pentru că mă duce cu gândul exact la lucruri foarte foarte de, uh, cumplite Eu de ce dispar acei copii. Fac, se fac anchete, numai că sunt atât de, de bine uh, elaborate aceste organizații, atât de mai ținem cont și de, de plecările astea de voluntare, ale copiilor care o duc atât de greu acasă, prin tot felul de sate, prin tot felul de, de uh, familii unde uh, cred că preferă să trăiască pe stradă decât să fie bătuți și ținuți Bun. cu porci. Au plecat, în... să zicem, din sate da. arătă da. de undeva. Da. Din România, n-am să spun zona ca să nu fiu interpretat, dar uh, se pot găsi acei copii. Nu sigur pot să iasă din da. țară. Sigur, sigur. sigur în sigur, momentul sigur, în care au ieșit că... din țară, vorbim de, deja de rețea. Așa este. Așa dacă este. au ieșit, dacă au părăsit țara. Da. Deci n-aveau cum să iasă din țară. Îi eu... găsești în marele orașe, ok, dar găsești. Da. Lucrând sau ascultând poveștile polițiștilor care, care asta făceau trup și suflet, Adică nu, nu, nu mă doare, mă doare sufletul să-i vorbesc de rău, pentru că eu am avut norocul să întâlnesc astfel de polițiști care pur și simplu uh, făceau. Ei încercau tot, să facă ceva, numai că de la un, un moment dat sunt de treaba asta, că da. am avut și o legătură cu, cu poliția, erau depășiți de situație. Sunt convins. Unele le rezolvau, dar cred că multitudinea de cazuri, atât de multe, că nici ei nu da, sunt. Și cazuri cei care se ocupă de dispariții nu, foarte sunt foarte nu sunt foarte mulți, și -au plese, nu au să, cum să rezolve sute și mii de cazuri. Așa este. Cum să Așa este. Da. Din păcate, da, cam asta da. este situația. Da. Și sunt convins că ei au făcut, la rândul lor, au făcut uh, somații și au anunțat ce se întâmplă, dar uh, mai departe este un lucru foarte dubios. Ok. Deci, Romanul transmite acest, uh, acest fenomen. Da. Așa, și uh, se prezintă pe larg cu da, da. personaje și cu tot, exact. dar se înțelege, de fapt, gravitatea. Sigur că da, sigur că da, mai ales că este un lucru care are repercusiuni în, în, în lanț. E ca un joc de domino. Categorie, fiecare categorie, uh, categorie. plăcuță care cade, uh, angrenează alte căderi. Ne apropiem ușor de, de finalul emisiunii, nici da. nu am știut cum, cum, cum da, se duce, uh, așa, dar uh, nu vreau să rămânem în. Uh, uh, ce, ce proiecte mai, mai sunt de? Deci, ce cărți a mai, a mai publicat și ce, care sunt proiectele de, de viitor? Sper să finalizez foarte curând o carte de povestiri care, de fapt, sunt legate între ele și care împreună fac obiectul unui micro-roman, să-i spun așa. Este o carte la care țin foarte, foarte mult pentru că. Este acolo foarte, foarte mult din mine, din, din tot ceea ce am eu mai cumva mai de preț în suflet. Sunt poveștile cu care am crescut, poveștile bunicilor, satul copilăriei mele, pentru că eu până la șase ani am, mm -hmm. am locuit cu sora mea la țară, la bunici. Și cred că de acolo cumva își trag seva foarte multe dintre poveștile astea frumoase pe care chiar le port în suflet, și n-am să uit niciodată poveștile bunicului care erau uh, cele clasice cumva, cu prinți, cu smei uh, și cu toate cele. Și n-am să uit uh, poveștile bunicii care nu știa să scrie, dar care spunea cele mai interesante povești din lume. Erau din alea cu. Uh, ursitoare, cu vrăjitoare, cu uh, tot felul de uh, vraci sau de uh, vârcolaci care umblau noptile și avea un dar bunica de a spune niște povești, încât viața mea, copilăria mea, a fost un fel de la limita fantasticului. Nu știam niciodată când ea spune ceva ce e adevărat sau ceva ce a inventat. Nu, nu iar felul ăsta de de a-mi de, de uh, uh, transmite cumva legăturile cu lumea de dincolo. Uh, sunt niște lucruri pe care ei mi le-au lăsat mie ca moștenire, iar cartea asta este cumva pentru uh, ca o aducere aminte a tot ce ce am primit eu de la ei și chiar mi-a plăcea să duc mai da, departe. Da, da, exact. Da. Mm -hmm. uh, mai am de asemenea uh, în lucru un roman pe care l-am uh, întrerupt, tocmai pentru că simțeam nevoia la un moment dat că, uh, de fapt, aveam sentimentul că se duce într-o direcție greșită, și așa cum fac de obicei atunci când mi se pare că nu e ce trebuie, am luat o pauză de la el ca să-mi dau seama ce nu e bine și ce, ce cum ar trebui să fac să ajung pe drumul unde, pe care mi-aș dori. Și atunci. Uh, Cumva cartea asta de povestiri a venit exact în momentul în care uh, simțeam nevoia să mă rup de acolo, dar ca o recuperare a trecutului meu și a identității mele. Cred că asta este cartea deși o să fie destul de uh, mai subțire decât celelalte, e o carte în care eu sufletește am investit extrem de mult și chiar sper să asta chiar îmi doresc mult să le placă oamenilor Și să, să vadă o lume pe care tot mai puțin au ocazia să o vadă, o lume cumva pe cale de dispariție, la care ne gândim destul de rar, tocmai pentru că timpul mi se pare că curge altfel acum, poveștile sunt altele, oamenii se opresc asupra altor lucruri față de tihna cu care trăiam altădată. Eu am înțeles. Ne-am uh, epuizat timpul alocat acestei emisiuni foarte interesante. Uh, am primit această depănat. lecție, da, am depanat mm -hmm. multe amintiri și uh, am primit lecția de a ne aduce aminte și de copilărie și de bunici, să nu uităm poveștile foarte frumoase ale lor și acea bogăție culturală. Uh, Originală, îi spunem, în care o aveau bunicii și care ne-au ne lăsat, așa, povești foarte frumoase. Am avut și intervenții filozofice hmm. foarte multe, deci toate romanele sunt cu această înclinație și cu multe trăiri, dar și cu mesaje speciale pentru cei care vor să descopere că viața nu este doar așa. O perioadă în care trecem fără să lăsăm urme. Camelia Cavadia a fost invitată noastră astăzi, ne-a împărtășit foarte multe lucruri frumoase, sper că v-au plăcut și până data viitoare vă spunem la revedere! La revedere!